Am venit să iau toporul, fiși carso, fiindcă mergem după lemne, zăpada s-a mai topit foarte mult. Acum pe aici nu știu cum e, trec pe cealaltă parte. Dacă se vede înclinația pe cameră, sunt cel mai fericit. E mare și nu prea cred că cel mai indicat să vin în perioada asta pe aici. E zăpadă, e mai greu accesibil și încep puțin să regret că am venit pe aici. Acum trebuie să cobor pe aici. Bă, aici e aiurea, fiindcă ia să fac o schemă. Și dacă am dat cu tăișul una, pământ este cel mai deștept. Exact. Ok, tăișul. Da. Băi, urât rău. Așa. Scăpat de topor. Băi, urât rău. Am zis că nu e cea mare zăpadă. Dar este. Da. Este puțin. Puțin de urcat. Arată foarte bine aici. Parcă la el acasă. Zăpadă încă avem. Imediat ajung și ei de pe drumul ăla. Aici e o grămadă. Acolo e încă una. Asta e una. Eu, dacă tot am ajuns pe repede, să le dezăpezez puțin, fiindcă nu strică.
Mai pui așa. Stau gura. Ia uite, dia. Ești mă, dia. Ia de mitrașe, hai să. Am acum astea de despicat, de mărunțit cu toporul, cu fishcarsul, l-ați mai văzut în videoclipurile anterioare. Grămada aia al video, dacă reușesc să filmez, vine tăiată cu drujba. O să vedeți și acolo stilul, MS-ul 361 în acțiune, din 2005. Am chestia asta, montură de GoPro, să văd cum o prind. O prind în șuruburi pe aici, pe undeva. Românul inventiv degeaba. Cepurile plecau. Cepurile plecau.
Da, se pare că e gata. Au ieșit destul de multe. Mi-a luat undeva la jumătate de oră, mă rog, că despre topor. Îl las și din greutatea lui. Aici se pot observa. În primul rând, nu trebuie să dai cu baros în el când îl înfingi în lemn, fiindcă, în primul rând, e dintr-o bucată. Dacă l-ai rupt, te-ai dus. Are capul prea scurt când ai dat cu el în lemn. Numai când e blocat în lemn, cum e acum, nu-i crăpat. Asta mă refer la butuci mai mici. Vedeți? Miști de el stânga-dreapta. Riscă să se rupă cu totul. Și nu e ok. Și îmi place. N-am ce comentat de el. Un topor foarte bun, foarte ușor. Da, asta e mâna mea de la cot. Pe dimensiunea mea, asta e important. Da, se vede foarte bine profilul lui. Pentru despicat. Da, vorbeam de toporul ălalalt. Celălalt era drept, ca un topor de cioplit. Și era puțin mai greu. Tăișul era curbat. Lama era puțin mai lată. Și na, te descurcai cu el, dar nu se compară deloc. A, plus că era puțin mai lung. Numai capul la toporul respectiv are 1,25 kg. Asta cu totul are 1,5. Și încă un aspect pe care n-am văzut cineva să-l zică. Coada este goală. Nu știu dacă e până aici bucata asta siliconată, dar e goală. Și asta îl ajută la greutate, să aibă o greutate mai mică și nu te deranjează. Cred că ca rezistență ar fi fost mult mai ok. Sau poate de la modelele următoare, X21 și X27, parcă alea erau, poate au umplute. N-am văzut nici la alea, dar nu sigur, așa că nu mă pronunț. Da, cam asta despre topor și revin imediat cu alte activități. Thank you.
Hey!